Performanța lui David Popovici nu a rămas fără reacții. În mediul public, Nicolae Ciucă, Lucian Bode și Eduard Novac s-au grăbit să-l felicite pe sportivul român prin mesaje postate pe rețelele de socializare. Iar laudele pentru noul fenomen al natației mondiale nu s-au oprit aici. Și în presa internațională, David Popovici a fost apreciat pentru recordul mondial doborât și pentru evoluția sa de până acum. Felicitări, David Popovici, pentru performanțele extraordinare obținute prin perseverență, ani de muncă și seriozitate. Ești o sursă inepuizabilă de inspirație pentru generația tânără, un model de caracter puternic. Suntem mândri de tine! Mult succes mai departe și continuă să-ți trăiești visul, i-a transmis premierul Nicolae Ciucă lui David Popovici. Mesajul prim-ministrului a fost urmat și de alte felicitări din partea oficialilor români care, cum era de așteptat, l-au felicitat pe noul fenomen al natației mondiale. Ministrul sportului, Eduard Novac, a recunoscut că se aștepta la asemenea rezultate din partea lui David. Când ești atât de bun cum e David Popovici, e greu să mai surprinzi. Ne așteptam la aur de la el, ne așteptam la record mondial. Ne pare rău, David, dar ne-ai obișnuit să fim totdeauna cel mai bun. Ești un fenomen și ești al nostru. Ne înclinăm în fața performanțelor tale. De asemenea și ministrul afacerilor interne, Lucian l a lăudat pe David Popovici în mediul online. Însă laudele nu s-au oprit aici. Sportivul român a cucerit și presa internațională, care după performanța de la Roma a fost pur și simplu la picioarele sale. Mai multe publicații de renume mondiali au dedicat lui Popovici articole și cuvinte de laudă. Blitz, David Popovici a devenit cel mai tânăr deținător din istorie al recordului mondial la proba de 100 de metri liber, a notat publicația americană Swimming World Magazine. Veni Vidi Popovici, David Popovici a devenit campion european la Roma cu o prestație regiască, au scris belgienii de la Sporza. Vise adolescentine pentru David Popovici, la 17 ani a bătut recordul mondial, au transmis și jurnaliștii germani de la DV Sports.